Încălzirea globală este din ce în ce mai gravă, ne distruge planeta și ne ucide semenii, dacă ar exista o metodă prin care să o oprim aproape instantaneu. Poate că nici măcar nu ar fi nevoie să renunțăm la mașini sau la ceea ce mâncăm, am putea în schimb să construim un scut care să blocheze soarele. Cum ar ajuta asta la schimbările climatice? Cât de posibil este așa ceva? Ar putea fi asta un lucru rău pentru pământ? Astăzi vom afla împreună ce s-ar întâmpla dacă am construit un scut solar în spațiu. Un scut solar ar fi ca o umbrelă uriașă în spațiu, ar redirecționa razele soarelui și ar reduce căldura și radiațiile care ajung pe Pământ. Oamenii de știință au propus asta de zeci de ani și într-o zi chiar ar putea să devină realitate, dar sunt câteva condiții. Ar costa trilioane de dolari și toate țările de pe pământ trebuie să contribuie. Să presupunem că s-ar întâmpla asta și trece mai departe. Scutul solar ar fi construit de mici nave trimise în spațiu. Acestea ar avea niște oglinzi foarte subțiri și s-ar conecta una cu cealaltă pentru a forma o umbrelă uriașă. Ar fi cât jumătate din pământ, iar distanța până la ea ar fi de 1,5 milioane de kilometri. Scutul ar bloca doar 2% din razele solare, ceea ce ar reduce temperatura cu aproximativ 1 grad Celsius. Aceea este temperatura de pe Pământ înainte de Revoluția Industrială. Pe măsură ce sunt adăugate mai multe nave, scutul solar ar schimba temperatura de pe Pământ treptat. Asta ca să nu le provocăm un șoc tuturor speciilor de pe planetă printr-o schimbare bruscă de temperatură. Pe măsură ce se va întâmpla asta, climatele tropicale ar deveni mai reci și oceanul Arctic ar rămâne înghețat pentru prima dată în zeci de ani. Scăderea temperaturii pământului ar afecta și circulația apei în natură. Ar fi mai puține furtuni, uragane și inundații, dar dacă am scăpat de schimbările climatice, oare oamenii s-ar comporta la fel cum se comportă acum? Oamenii și industriile importante ar produce probabil la fel de mult dioxid de carbon și metan. De vreme ce am scăpat de încălzirea globală, am putea să producem și mai multă poluare, dar apoi și aceasta rămâne în atmosfera noastră. Dar măcar nu ne-a mai face griji de schimbările climatice, nu? Ei bine, nu e chiar așa. Este posibil ca ceva să se întâmple cu scutul solar, ar putea fi lovit de un asteroid sau chiar să fie deviat de la poziția inițială. Va trebui să ajustăm acest scut la fiecare câțiva ani, iar dacă am uitat să o facem, consecințele ar fi devastatoare. Dacă nu am înlocuit scutul la fiecare 50 de ani, aceasta fiind durata lui de viață, am fi loviți de o schimbare climatică mai rapidă decât oricare alta de până acum. În loc ca temperatura Pământului să crească în zeci de ani, aceasta ar crește în doar câteva luni cu până la 3 grade Celsius. Această creștere bruscă a temperaturii ar fi un șoc enorm pentru tot ceea ce există pe planetă. Unele zone ar deveni foarte secetoase, în timp ce în alte părți ar fi inundații masive. Asta ne-ar distruge infrastructura și orașele, culturile ar fi distruse și ele, iar apa ar fi foarte greu de găsit. Antarctica s-ar topi din nou și zonele mai uscate ar fi mistuite de incendii de vegetație, și nu în ultimul rând multe specii nu s-ar putea adapta la schimbările climatice atât de rapide, iar aici suntem incluși și noi. Milioane de oameni ar muri și sute de specii ar dispărea, și din moment ce oamenii nu au redus cantitatea de dioxid de carbon și metan atunci când exista scutul solar, acum ar putea fi prea târziu să o mai facă pământul ar continua să se încălzească până ar deveni un deșert nelocuibil. Deci, un scut solar nu este un bandaj pentru schimbările climatice, ci ar trebui să fie văzut ca o a doua șansă pentru omenire, o șansă să își repare greșelile. Dar datorită costului astronomic, este greu de crezut că scutul va fi construit vreodată. Dacă am avea acești bani, nu ar trebui să mergem pe Marte mai întâi? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!